Bună, dragii mei, dragele mele, ce faceți, cum sunteți? Sper din suflet să fiți bine acolo unde sunteți voi toți, în această mare lume. Eu am intrat să vă fac lectura cu sfera, în două variante, da? Nu v-am mai făcut cu sfera de mușu, uite că am îndrăznit astăzi de dimineață să o descând. Am primit vești rele din țară, dragii mei, tata meu va muri, face septicemie, nu mai are mai mult de o săptămână, i s-a infectat operația, metastază, n-are ce să-i facă, asta este. Ieri toată ziua am plâns, dar degeaba plâng, că nu pot să rezolv nimic, a lăsat totul în mâna lui Dumnezeu, sunt tristă, asta e, m-am rugat foarte mult și mă rog în continuare și mulțumesc la toți cei care ați fost alături de mine și sunteți și ați mers prin biserică și ați aprins și voi o lumânare pentru el, i-ați alinat din durere și din suferință și uite că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile și astenie boca să moară liniștit pentru că se chinuia și în ultimul timp când vorbeam cu el îmi spunea că își dorește foarte mult să moară, că suferă foarte tare. Și eu fix asta am și făcut, m-am rugat la Domnul Isus și la Dumnezeu să aline durerea, pentru că este foarte greu, dragii mei, să suferi cu dureri și să nu mori, să rămâi în viață. Așa că e mai bine să pleci pe lumea altă fără suferință. Fiecare plecăm odată și odată din țărână, suntem în țărână, ne întoarcem, așa se spune. Așa că să lăsăm toate chestiile astea, asta este, merge mai departe, viața merge mai departe, o să treacă cu bine, cu rău, ce să-i faci, e foarte greu, na. Voi face această lectură în sferă pentru prima variantă și a doua, voi da sfera, bineînțeles, mai încoace, are la bază luna septembrie-octombrie, da? Chiar și un pic din noiembrie. Voi extrage, bineînțeles, și o energie pentru prima variantă, nu înainte să vă pup, să vă îmbrățișez, să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că existați. Mâine vine prietena mea și nu stă decât 2 zile la mine și pregătim lista pentru Ierusalim. Așa că vă rog frumos să lăsați scris, începând de sub acest video și unde ați mai scris, o să vă caut eu. Și o să vă scriu listele unde se duce rugăciunile la zidul din Ierusalim, la mormântul Domnului Isus. Această prietena mea am crezut că stă mai mult, nu poate să stea decât 2 zile. Sunt totuși fericită că poate să vină. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru că existați, că vă înscrieți la canalul meu. Lăsați-vă, dragii mei, scris și eu pregătesc în aceste 2 zile tot și pe urmă ea va lua această listă și va pleca. Da? Și o va duce. Ia uitați, veți avea cei din prima variantă, o energie a banilor, veți câștiga mai mulți bani până la sfârșitul lunii octombrie, vă veți reveni cu banii, toți cei care aveți datorii, toți cei care aveți probleme, vi se va îndeplini dorința banilor sau poate veți câștiga mai bine sau poate veți întâlni pe cineva care vă va purta un mare noroc, un bărbat și atent spre blond cu ochii albaștri. Da? Este o energie a banilor, o energie super frumoasă. Vom lua sfera, bineînțeles, ne vom concentra, dragii mei, și vom vedea ce ne iese nouă aici, în această minunată sferă. Este cam greu să ghicești în sferă, da? Să citești, numai cine poate. Aceasta este o sferă de cristal, cristal adevărat. O costat destul de mult și nu oricine poate, da? Haideți să vedem ce vă iese. În primul și în primul rând, persoane care ați fost despărțite de o perioadă de 4 luni de zile, vă cade o reîmpăcare, dar atenție mărită cu această reîmpăcare, pentru că partenerul de viață, dacă este înalt, brunet și are și un pic de mustăcioară și ochii albaștri spre vers, să știți că dacă odată o greșit, o să mai greșească. Nu se va schimba, dragii mei, lupul schimbă blana, dar n-ravoba, da? Pentru alte persoane, purtați o mare frică, frică în interiorul ființei voastre. Poate aveți traume din copilărie, poate aveți atacuri de panică, cum am avut eu, poate aveți stări de agitație, dar toate sunt din cauza unui farmec care este căzut asupra voastră, da? În special dacă sunteți femei și atene spre blonde, cu părul tuns scurt și cu ochii căprui deschiși, mai bine spre verzi. Vi s-au întâmplat tot felul de evenimente stranii și ați intrat, o intrat un fel de panică, un fel de frică în voi, da? Vă este frică și de aerul care respirați. Încercați să mergeți la preot. Încercați, dragele mele, să luați legătura cu un psiholog, o psihologă, ceva să faceți, pentru că dacă continuați așa, veți ajunge rău.
persoane care vă întâlniți destinul, persoane care sunteți fericite în luna aceasta, în luna asta, septembrie, până pe data de 22, de la 22 în sus, vă întâlniți destinul la un drum lung în țară străină. Foarte frumos, vă veți întâlni acest destin cu bucurie și, în sfârșit, după atâta chin și amar și suferință, veți fi fericite, da? Frica de pierderea unui loc de muncă, unii dintre voi aveți. Sunteți undeva la un loc de muncă unde e foarte mult colectiv, unde nu mai merg treburile cum merg și vă este frică de o pierdere. De ce vă este frică de a nu scăpați? Firma unde lucrați sau fabrica unde lucrați va da faliment și va trebui să vă căutați în altă parte, da? Sunteți multe dintre voi în relații toxice și nu știți ce să faceți să scăpați de aceste relații. Nu știți ce să faceți. V-ați obișnuit cu persoana respectivă sau poate că îl iubiți foarte mult sau ceva se întâmplă de nu puteți să vă debarasați de această relație, dar omul ăsta vă suge toată energia, da? Surprize până la sfârșitul lunii octombrie, surprize neașteptate pentru mulți dintre voi la casa voastră, cu bucurie aceste surprize, cu sume de bani și cu cadouri și reîntâlniri. Reîntâlniri cu familia, reîntâlniri cu prietenii, ce știu eu, pe cine mai aveți, reîntâlniri cu surpriză. Unii dintre voi vă cade pierderi financiare. Atenție mărită vis-a-vis de femeile care sunteți bătute și care sunteți chinuite de soții dumneavoastră. Atenție mărită că aveți bărbați care bea cu alcool, viciul alcoolului, da? Eu văd aici o femeie care primește pumnii în ochi. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului, eu l-aș strânge de gât pe bărbatul ăla care mă atinge, o să o fire mai rebelă, nu suport să iau bătaie, dau și eu la rândul meu. Și dacă și, Doamne ferește, aveți un dobitoc din ăsta care vă bate, ia uite ce bătaie vă dă de vă rupe ori maxilarul, ori ferească bunul Dumnezeu, dar vă cade probleme cu acest bărbat și n-aveți curajul să-l denunțați sau ceva și veți lua mereu bătăi până la urmă. Aveți grijă că puteți să ajungeți să faceți, Doamne ferește, un cancer sau o problemă gravă de sănătate de la bătăile care le luați. Renoire vă stă la unii dintre voi, o renaștere. Viața voastră va renaște până la sfârșitul lui noiembrie. Unii dintre voi veți renaște, unele dintre voi. Se va întâmpla ceva foarte pozitiv în viața voastră. Poate să fie o dezlegare, poate să fie o, știu eu, dragii mei, ceva care să vă facă să renașteți, pentru că este foarte frumos această renaștere, da? Toți cei care aveți în prezent probleme cu copiii, unii dintre voi, da? Probleme cu copiii, de neînțelegeri, de ăsta, lăsați în pace că până la sfârșitul lunii noiembrie, eu văd că se va rezolva situația. Deocamdată este rebelitatea, vârsta, anturajul, ce știu eu, sunt ceva probleme, da? Persoane care veți scăpa de asemenea de o boală, de o depresie, de o tristețe, de un necaz, văd că și voi vă renașteți, cum s-ar zice, și vouă vă iese această renaștere până la sfârșitul lui septembrie, mulți dintre voi, da? Și aici văd o foarte mare dezlegare, dezlegare de cununii și mă bucur foarte tare pentru acest lucru, pentru că mulți dintre voi, cu credința care o aveți cu divinitatea, cu ajutorul meu, bineînțeles, și cu energia mea și rugăciunile mele, voi mai merge prin biserici, vă dați seama, mai ales acum, dacă tăticul meu moare, am nevoie și o să mă duc la multe biserici pentru că vreau să mă încarc cu energie pozitivă, să las suferința în spate, dragii mei, da? Așa că să nu uităm că sunt fericită pentru mulți și vi se va îndeplini și ceva dorințe. Asta a fost pentru prima variantă, pentru că nu se arată chiar foarte multe lucruri. Ce se arată, eu vă spun. Vom vedea și pentru cei din a doua variantă, da? Vom vedea pentru cei din a doua variantă. Ei, stai locul, se mișcă, sper asta. Ce vă arată, o energie voi extrage și pentru voi, cei din a doua variantă. Energia voastră, să vedem care va fi energia voastră, bucurie cu surpriză neașteptată, o îndeplinire a tuturor dorințelor, o bucurie mare vă cade, da? La casa voastră, în sufletul vostru, în inima voastră, această bucurie cu surpriză este ceva neașteptat pentru voi. Vă veți bucura și în același timp veți rămâne și foarte surprinși pentru ce se va întâmpla. Da? Haideți să vedem și vouă ce vă spune sfera.
Lacrimi de fericire, vedeți? Lacrimi de fericire pentru unii dintre voi în prezent vă cade pentru o surpriză neașteptată din partea Universului. Vă vine un miracol. Poate că cineva este foarte bolnav și se întâmplă un miracol. Poate rămâneți însărcinată. Poate că cineva, copiii, vă face o surpriză, vine acasă, ce știu eu, se întâmplă ceva care vă va bucura foarte, foarte tare, da? Pentru alte persoane veți renunța la ceva, veți renunța la ceva vechi. Poate veți renunța la mobila din casă, o scoateți afară, faceți o curățenie generală în viața dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, în sufletul vostru. Da, era să zic dumneavoastră, vă dați seama că nu mai știu nici să vorbesc. Faceți o curățenie generală de tot ce nu vă mai trebuie. Ceva vechi pleacă. Poate să plece chiar și o relație, nu e nicio chestie, cine știe ce. Atenție mărită la o ceartă în familie care se lasă cu bătaie între neamuri, surori, frați, cumnați, pentru că eu văd aici o familie cu foarte mari probleme. Unii dintre voi veți avea nervi, veți avea probleme, mai ales în luna octombrie, noiembrie, ce, cum să zic, octombrie și noiembrie. Vor fi 2 luni un pic urâte pentru unii dintre voi, cu certuri și cu scandaluri în neamul în familie. Probabil și aici există un blestem unde să vă certați, să nu vă înțelegeți, pentru că nu ajungeți la niciun numitor comun, da? Cheltuieli foarte mari pentru unii dintre voi, pierdere în afaceri. Aveți grijă în ce afaceri investiți, cel puțin această lună, luna septembrie, pentru că voi o să investiți o sumă de bani cu 5, poate să fie 5 milioane, 500 de euro, 5.000 de euro, ce știu eu, da? Și veți pierde banii respectiv. Vă încredeți în cine nu trebuie. Aveți grijă cu cine faceți această afacere. Schimbare de casă, de asemenea, mi-apare rapid o schimbare de casă. Ori plecați în altă casă, ori vă cumpărați casă, dar de-abia așteptați, așteptați de vreo 11 luni această schimbare și nu veniți. Și ia uite că acum, luna septembrie, până la sfârșitul lunii septembrie, va veni această schimbare cu bucurie, zic eu, da? Aici are legătură o trădare, un bărbat care trădează o femeie. Veți descoperi trădarea acestui bărbat, deci veți descoperi că sunteți înșelate. Și, cum să zic, vă și așteptați, pentru că aveți de mult timp în cap chestia asta, de vreun an și tot știți că ceva se întâmplă, dar nu prea v-ați zbătut. Ia uite că acum aflați, nu știu cum se face universul, vă face să aflați și nu rămâneți nici rău, nici așa, ca și cum spuneți, na, asta este, iată și pleacă pe drumul tău. Unele dintre voi chiar așteptați acest moment să-l prindeți ca să puteți să zburați, să-i faceți aripi să zboare, da? Aici aveți probleme cu somnul. Foarte multe persoane care nu reușiți să vă odihniți. Nu știu ce se întâmplă, poate pe sistem nervos, poate aveți foarte multe gânduri, poate munciți foarte mult, poate că cineva lucrează energetic asupra pozelor voastre și nu vă lasă să dormiți. Eu vă spun să vă faceți niște băi purificatoare sau să vă spălați cu apă unde ați fiert un pic de rozmarin, ok? Sau salvie sau busuioc. Dacă nu, puneți apă cu sare într-un lighean și începeți să vă spălați pe corp, să vă purificați de toate energiile care le-ați luat în timp, da? Și aici apare pierderea cuiva, moare cineva, da? O mormântare cu lacrimi, cu durere. Asta este, poate se referă și la mine. Până la sfârșitul lunii octombrie eu văd această moarte, moare o persoană bolnavă, vedeți cum este și în cazul meu, de ce nu se poate potrivi chiar și la mine această lectură, da? Moare o persoană cu multă durere. Asta este, Dumnezeu să o ierte, să-i fie țărâna ușoară, da? Niște dorințe care le aveți legate de o dragoste, dar nu prea se îndeplinesc aici, pentru că multe dintre voi stați cu un destin stricat. Adică ce vrea să zică destin stricat? Destin care nu este la locul lui, nu este destinul vostru și totuși vă încăpățânați să-l țineți lângă dumneavoastră. Deci aia vrea să zică că țineți cu forța o persoană lângă dumneavoastră, cu toate că ea nu mai vrea să rămână. A trebuit să-i dați drumul să plece. Acum depinde de împrejurări, de caz la caz, nu judecăm, da? Îi mai dăm drumul un pic să meargă, să vedem dacă totuși ne mai arată ceva. Persoane care vă reveniți după operație. Eu văd aici o operație pe partea burții. Poate să fie împedicită, poate să fie, știu eu, fiere, ceva, dar vă reveniți, da? Până la sfârșitul lui noiembrie vă puneți pe picioare, stați liniștiți, liniștite, tot cei care aveți operații, da?
îngrijorare pentru casă, lipsa banilor, se mai poate vedea, da? Și o dorință arzătoare să vă căsătoriți. Aici sunteți persoane care aveți cununii legate, cam greu, pentru că aveți ceva blestem asupra voastră. Și voi extrage și o carte per general pentru toată lectura. Nu uitați să mă căutați pe WhatsApp pentru cei care doriți o lectură în sferă, da? Vă costă 50 de euro personalizată. Persoanele care nu aveți bani și doriți să vă fac, distribuiți cel puțin 5 videoclipuri de ale mele și vă fac o lectură în cafea, în cărți, chiar și în sferă. De la 10 videoclipuri în sus distribuite, da? De la 10 video, nu videoclipuri, mă scuzați, vă fac, dragii mei, un ritual la alegere, da? Aici aveți o dorință și din punct de vedere financiar, sunt doi în unu și legată de dragoste, de un bărbat care vă doriți să se întoarcă la dumneavoastră și legat de bani. Vă doriți să aveți partea financiară, să aveți bani și vă doriți, bineînțeles, să aveți un echilibru în dragoste, da? Deci sunt două dorințe. Să aveți pace, să zicem, în casă, în familie, să aveți bani și să aveți parte de dragoste și de fericire. Ce să vă zic, aceleași lucru vă zic și eu, să aveți parte de tot ce vă doriți bun în această lume, în special, dragii mei, de sănătate, că este mai important decât orice pe această lume. Dacă nu avem sănătate, nu avem nimic. Să avem și credință în Dumnezeu și în divinitate și fie ca bunul Dumnezeu din cerul să ne ajute pe toți. Nu uitați să lăsați sub video, v-am spus, dorințele pentru Israel, pentru că mâine vine prietena mea. Da? Israel, auzi. V-am zis că eu nu prea spre treaba mea astăzi, pentru să meargă la Ierusalim, la mormântul Domnului Isus. Sunt și obosită și cred că mă și înțelegeți. În afara faptului că sunt obosită, sunt și cu gândul la tata meu, sunt tristă. Asta este fără să vreau, mă gândesc că n-ai cum. V-am pupat și vă iubesc pe toți.